Erica, Odine, am o surpriză pentru voi. Am să vă spun că am un cățeluș. Odine, Eri, da, ce da, faceți? Bine. Vreți să aveți un cățeluș? Da. Salutare și bine v-am găsit la un nou. Știți unde ne grăbim? Unde ne grăbim? Ne grăbim să ajungem la un studio de înregistrări pentru că Erica urmează să înregistreze o piesă. Cu ocazia asta, melodia va apărea pe un canal de televiziune, adică unde va apărea? La Favorit TV. Favorit? Ăsta era? Cred că Favorit TV, sincer să fiu, nici nu mai știu. Pentru că a fost totul așa foarte din scurt, am aflat acum cu 5 zile în urmă, noi am fost plecați în timpul ăsta, am avut și alte treburi și am fost... Asta a fost în capul nostru. Da, hai să mergem repede la studio. Ne grăbim și noi cum putem. Mergem la studio și ne vedem acolo cum decurg înregistrările. Hai! Cum este, bă, tati? Ia, cum e? Da? Da. Ai emoții? Da. N-ai de ce să ai. Normal. 10. Probă, dă microfon. Hai, Erica, o să iasă bine. Când ajungem la 4, tu trebuie să intri. 1, 2, 3, 4. Studioul, iar acum o să mergem la cumpărături ca să-i luăm cadouri unei prietene de ale mele. Scrieți-ne în mesaje neapărat și apăsați butonul de like dacă v-a plăcut cum stătea Erica acolo și cânta bla 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 bla. Mami, tu ce faci acolo, mami? Vreau să tai o orhidee. Nu, nu tăia orhideea! Ia uitați ce face mami aici. Bine, teoretic, dacă mai are așa mugure, aș putea să nu o tai, dar asta, pe asta n-am tăiat-o niciodată. Niciodată n-am tăiat de o orhidee. Deci mugurile cresc și se fac frunze. Flori, tati, pentru că orhidea deja are aici niște frunze. Și mama, da, și cum le tai? Le tai așa, haș de aici? Nu, de jos, uite cum este. Cum adică de jos? Stai un pic că nu înțeleg. Asta. Ah, așa de tare o tai, mm-hmm, de la de aici, de aici? Mm-hmm. Wow. Și asta nu trebuie să fie pe afară, trebuie să fie în interior. Cum, și ele cresc așa mari dacă da, tu le tai? Da. Ah. Ce rut. Uite aici a făcut poc. Oricum astea trebuie curățate toate. Și trebuie să iau un pământ pentru orhideele, care de fapt nu e pământ, este scoarță de copac. Ah, uite, da, asta de unde o mai știi? Am căutat pe net că asta este singura plantă pe care o avem în casă și care îmi place. Deci, inițial am crezut că mama glumește când spune că are nevoie de scoarță de copac. Nu, dar nu se nu pare nu că chiar, dar chiar asta... Dar este aici, uite, scoarță de copac. Uite, ia, stai un pic. Nu, aceste plante, orhideele astea, Phalaenopsis, nu... trăiesc în pământ, ele trăiesc pe copaci în mediul lor natural. Am înțeles. Și uite, asta este o scoarță de copac. Și există un amestec special la magazinele de specialitate și se scoate frumos orhideea din ambalajul ăsta. Se scutură. Uite cum a ieșit, vezi? Ia. Uite. A ieșit prin găuricile astea în care se scurge apa. Se plantează, se pune scoarța în ghiveci, într-un ghiveci mai mare, pentru că tocmai ai observat, nu mai încape în asta de plasă și gata. Și am vrut prospătat fără. Da, până una altă eu vreau să tai, da? Hai. Și a doua. Gata. Și acum au rămas două bețe. Două bețe și două săbii. Hangar, mama! Ha, 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 ha. Nu așa, nu așa, mami, nu, tu nu știi să te lupți cu sabia. Așa se face, pac.
pac, pac, așa, ca să nu te lovești, vezi? Așa se luptă. Dacă n-ai avut frați ca să te joci cu ei. Hai, dă să-l învăț pe Odine. Să luptăm cu Odine. Ha, 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 ha. Ha, te-am învins! Da, mami, aici de bibilit la floarea asta, nu mi-ai faci nimic? Merge să ne schimbăm și plecăm la cumpărături. Pentru că, așa cum v-a spus ieri, că trebuie să mergem să cumpărăm un cadou neapărat. Da, trebuie să căutăm un cadou pentru o fată că împlinește frumoasa vârstă de câți ani, Codrine? Știi câți ani? Câți ani împlinește Caina? Nu... Spune! Ia, ia, arată! Bravo, tati! 10 ani! Hai să mergem la cumpărături! Ai vrea să iei așa ceva? Nu. Mama, la ce te gândești? Ce vrei să cumpărăm? Așa cum ce spunea ieri, ca de niște poșetuțe cu miniaturi, ceva. Am înțeles. Căutăm, da? Unde e Erica? Nu parte, acum nu știu unde vrea să mergem. Păi poate sunt partea aia, hai să vedem. Așa ceva? Da. Pune, mami. Uite. Aoleu, ce ai făcut? Te-ai băgat ținta cu ăsta în cap, scuză-mă. Mama. Tati. Tati, putem să cumpărăm ăsta de bani, mama? Are bani, mama, da. Pentru așa ceva? Nu, mami a zis că are bani, dar nu știu dacă se merită să dau. Așa zic și eu că nu. Așteptăm să vedem iepurașul, tati, ce ți-aduce. Și pentru că sărbătorita are și o surioară mai mică, ne-am mai gândit să luăm ceva. Așa că îi luăm și ei o jucărie ce potrivită. Ce activități? Potrivită pentru vârsta ei, exact. Bineînțeles. Foarte fain. Ai mai găsit ceva, Erica, acolo? Da, am găsit o casă de marcat. Ah, casă de marcat, dar tu mai ești de casă de marcat, băi, tati. Ia. Stați puțin, că nu am terminat cumpărăturile. Trebuie să mergem și la cărturești, că mai vreau să mai iau ceva de acolo. Mami, o carte e întotdeauna binevenită ca și cadou. Absolut, mai ales la vârsta asta. Da, trebuie să citească copiii. Intră la cărturești. Ce luăm de aici, măi, mamă? Dar ai zis cărți. Ce e ăla? Asta e foarte fain, e un pix, stânul la care se șterge. Aaa, cum are Erica! Ia uitați-l! Sunt mai multe modele, astea, doar că nu astăzi. Azi nu e decât un sigur model. Lipsă stoc. Ce? Are, e vreo coincidență între culorile lor și culoarea de... cerneală. Ah, că are fiecare deasupra câte o culoare. Așa că noi avem coala și roșu. N-am știut. Da. Deci nu pot să găsesc lama și pe roșu. Și asta ce culoare are? Asta este cu albastru. Așa cum arată culoare. Ia, Erica, ia să vedem. Deci, așa arată pixulețul. Are capacul, e practic un cap de lama. Vreau să vadă ceva, are un mesaj. No problem. Unde? Ia. No problema. Vrei să faci o probă? Dacă am eu undeva. Uitați cum funcționează. Vreau să vă dați. Face aici așa. E albastru. Și cu partea asta altă ștergi. Vedeți? Și se duce. Gata. Mami, n-ai idee pe unde e Odine? Nu. Nu? Mă duc să-l caut. Ce ai găsit, Erica? Ia. Pușii! Mai fain e ăsta! O, și uite și ghiozdane, pușin! Ce, la penar? Ioi, dar ce multe sunt! Wow, dar ăsta îmi place și mie, e super! Wow! Voi bucurați-vă aici, minunați-vă, că eu mă duc să-l caut pe Odine. A, zis că vine pe... A, dar e aici, uite-l ce cuvinte stă! Ce faci, tati? Ce faci? Astea sunt mașinile lui Batman. Ia, mașinuțele lui Batman. Ce ai găsit aici? Wow. Ioi. Eu uite, și l-are și pe Batman și aia de mai jos ce e? Uite. Joker îl cheamă pe ăla. Nu, e Robin. Cine e? Robin. Robin e ăsta? Da.
Dar tu de unde știi că e Robin? Pentru că... A, scuză-mă, n-am știut. Hai, uită-te. Uite, asta este catar. Jumătate Batman, jumătate Joker. Am găsit aici un șarpe, mă duc să sperii fetele. Tati, tu rămâi și te uită la revistă, că eu mă duc la fete, da? Bine. Fiți atenți acum, fiți atenți. Ați mai găsit ceva pe aici? Asta, n-o problemă. A, ai găsit și puzzle din ăsta, n-o problemă. Cu 1000 de piese, scrie acolo. E un șarpe, Erica. Uite, ați la Odine și a găsit o nouă carte pe care o studiază. Adineuri era acolo, l-am văzut. La ce te-ai uitat tati acolo? Lama și Ieduțul Buclucaș. Îți place? E frumoasă? Ce e ăla? E puraj de Paște? Ia uite ce drăguț e. Wow! Și ăsta de ce? Și ăsta e de lebănțică. Are culoarea lebănțicii. Unde-s copii? Erica! Odine! Am o surpriză pentru voi! Să le spun că am un cățeluș. Odine! Eri! Da! Ce da. Faceți? Bine! Vreți să aveți un cățeluș? Da! Sigur? Da! Da? Dar să știți că nu o să fie un cățel care latră. O să fie un cățeluș din ăla mic care face așa. Uite ce am aici pentru voi! Papicon surprise! Surpriză! Avem ouțe de Paște! A adus iarăși iepurașul câte un cadou! Hai să vedem ce avem! Dar normal, hai să vedem ce avem înăuntru! Dacă stai, pot eu! Așa face ăla! Ia uzi, ia! Uite din partea cealaltă! Ah, ce fain s-a auzit! Ce e ăla? Cățel cârnat! E cățel... Cățelul hot dog! Are un puiuț! Oh my god! Ia uite ce tare e asta! Are ce puiuț are! Aici avem papi. Papi pupi! Și ăla! Dar ce moale e ăsta! E un slime așa foarte moale! E magic! Hai să desfacem inimioara! Are acolo o inimioară și dedesubt... Ce e acolo? O casă! Ia să vedem! O casă de tortă dulce! Asta? Da. Ce drăguț e! Acum și ai doi la ou, poate e ca de surpriza rară! Oh my god! Hai să vedem momentul adevăr! Da! Oh my god! Ce e ăsta? E fix! Ia! Are mâncare acolo! Și că ăsta cum îl cheamă? Ăla este... ăsta e oare? Nu e ăsta de sus? De aici? Îl cheamă... Wrecker, așa îl cheamă. Și ăștia au fost căței din... Papicon surpriză. Da, am uitat. Ce s-a întâmplat? Nu-mi zic că e dublură. E dublură? A, e aceeași culoare. Ia uite, unde e al tău cățel? Deci, la doi, e așa de pufos. Mi-o place ăsta, pentru că e cârnat.